Haideți să mergem acolo, că vor să primești un fiat. Vă așteaptă o misiune destul de grea. Sigur. Noi ne pregătim intens. În primul rând, bine ați venit. Eu sunt locotenent comandor Arba Sorin. Sunt pilot militar din 2010 în cadrul detașamentului aeromedical din structura Inspectoratului General de Aviație. Sunt din anul 2012. În prezent îmi desfășur activitatea la punctul de operare aeromedical din Arad, urmând ca după deschiderea acestui punct montan să coordonez activitatea acestuia. În ce va consta activitatea aici concret? Acesta va fi primul punct de operare montan din țară. Lucrul ăsta va fi o provocare atât pentru noi ca personal din Inspectoratul General de Aviație, cât și pentru personalul medical. Ne așteptăm la o colaborare frumoasă, atât pe partea de aviație, cât și pe partea aeromedicală, cât și o colaborare bună cu autoritățile locale. Pregătirile care au loc în aceste zile, în ce constau? Ne axăm în principiu pe operațiuni montane, operațiuni de salvare cu troliu. De fapt, acesta va fi specificul. De asta ne axăm în primul rând. Operațiunile de zbor și de salvare sunt delicate, implică un risc mai ridicat față de zborurile normale. Dar noi trebuie să conștientizăm aceste riscuri, să ne pregătim continuu, astfel încât să diminuăm și să ne mărim gama de misiuni efectuate. Spuneați că aveți nevoie de o bună colaborare și cu autoritățile. Ce înseamnă? Ce nevoie aveți? Ce așteptări aveți de la autoritățile? Tot ce ține de tot ce ne pot oferi dumnealor. Asta vă poate spune colegul care a vorbit mai devreme. Cine participă la instructajul ăsta de acum? Câți medici? Convocarea este condusă de Departamentul de Instruire și Perfecționare din cadrul IGAV. Este șeful DIP-ului, este aici și conduce această activitate. Este o primă etapă din cadrul pregătirii necesare deschiderii acestui punct, iar după finalizarea acestora sperăm să putem operaționaliza acest punct fiind primul din țară. Abia așteptăm și noi. La șofer se trece kilo... fi deveni funcțional. După parcurgerea tuturor etapelor de pregătire, mai devreme nu se poate, nu putem să deschidem punctul, să ne aflăm în situația în care să-i punem pauză, adică trebuie o pregătire continuă și să avem un nivel de operaționalizare cât mai ridicat. Spuneți, vă rog, la șofer 7 km, la pilot orele, câte ore de zbor aveți? În prezent 2800 de ore. Este un număr bun de ore de zbor. La piloții de elicoptere, în general, zboară mai puțin ca și decât piloții de avion de linie. Este un elicopter performant, cu tehnologie de ultimă generație, care în momentul de față este configurat strict pentru operațiunea de troliere. După cum puteți vedea în spate, nu avem aparatură medicală. El trebuie să fie cât mai ușor, astfel încât extragerea victimei de pe munte să se desfășoare în condiții de siguranță. Performanțele elicopterului scăzând pe măsură ce altitudinea de zbor este mare. În principiu, zborul va începe prima dată cu o pregătire. La solicitarea unui dispecerat, ne vom pregăti misiunea pentru extragerea victimei de pe munte. Vom stabili o fază secundară unde vom configura aeronava, adică vom scoate materialele de acolo. Iar pe timpul trolierii, în elicopter se vor afla doi piloți, operatorul troliu, care e personal din cadrul Inspectoratului General de Aviație, și salvatorul, care în cazul nostru va fi medicul de urgență. Acesta va coborî petroliu la victimă,
o va stabiliza, iar când va fi gata, ne va chema, iar noi vom veni să preluăm victima salvatorului, urmând să coborâm la bază secundară, care ar trebui să fie doar la câteva minute distanță, urmând să o stabilizeze și să o pregătească pentru transportul acestei la unitate spitalicească adecvată.